întâlnit cineva acest aspect, dau de ștergătoare și nu funcționează. Dau pe a doua treaptă, nu funcționează. Uite, au pornit și s-a oprit. Dacă dau pe ultima, funcționează. Dacă îl dau pe prima, pe a doua, s-o opresc. Sau merg foarte încet. De regulă nu merg deloc. Să fie din cauza la cărbuni, oare? Nu mai mergeau sărgătoare treapta 1 și 2. Am și senzor de ploaie. Mergea decât pe ultima treaptă. Iar când treceam pe treapta inferioară, se opreau în locul în care rămâneau. Numai că am și o problemă cu... Adică o problemă. O nemurire. E faptul că atunci când am băgat în mașalier, dacă am ștergătoarele pornite, pornește și ștergătorul în spate. Să merg o dată. Dar el mergea în continuu. S-a îmbrut jos. Pare că am ruginit pe aici. S-ar putea să fie foarte, foarte oxidat și să meargă foarte înfrânat. Rămâne de văzut. Extrem de multă rugină în interiorul motorului și bănuiesc că asta ar fi probleme. S-a întâmplat și altora, mi se înfundase orificiul de scurgere a apei și probabil motorul a stat într-o baltă de apă, dar acum fiind foarte cald, luna lui august, aproape luna lui august, sfârșitul lui iulie, probabil s-a evaporat foarte repede apa de acolo. Ia să facem și testul. Da, deci funcționează. Numai că tot am o mică problemă. Ștergătorul din spate pornește. Deși, ia să vedem. Dacă dau drumul la ștergător, nu. Iar nu sunt într-o poziție care nu-mi place. Deci am dat drumul odată și merge continuu. Deci undeva este o problemă. Acum s-a oprit bine la poziția care trebuie. Bun, mai facem o dată o probă. Funcționează. Da. Merge bine. Acum. Să sperăm că nu vom mai fi probleme. Concluzie. Motorașul probabil a stat în apă, deoarece s-a înfundat orificiul din dreptul șoferului, din dreptul volanului. Ruginise foarte tare în interior motorașul. L-am curățat, l-am uns. Am impresia că unul din cărbuni are 3 cărbuni, probabil pentru cele două poziții de trepte de viteză. Probabil un cărbune nu mai culisa bine pe fanta lui acolo și nu mai atingea colectorul. Am curățat și colectorul cu un ac, deoarece erau pline de grafit șanțurile dintre plăcuțele colectoare. Și l-am curățat bine cu spray din acela pentru discuri, după care i-am dat cu VD40, apoi am uns și lagările axului motorului cu niște vaselină siliconică, pe care l-am montat, am făcut o probă și funcționează, din fericire. Bine că nu au fost alte probleme. Pentru cei care au întâmpinat situații similare, nu mergea pe treapta 1 și pe treapta 2. Mergea numai pe ultima treaptă. Succes tuturor!